Bună seara, sunt Lucia Ardelean și vă prezint știrile STV. Urmărim principalele titluri ale acestei ediții. Numărul membrilor Asociației Seniorii Sârmiclăușeni a depășit cifra de 1500. Încă o dată, Asociația Seniorii Sârmiclăușeni, împreună cu Primăria Orașului și Consiliul Local, au contribuit la cadourile pentru pensionari, acțiune desfășurată miercuri 4 decembrie în sala de sport Ioan Morar din Sinicolaul Mare. Ziua de 1 decembrie a fost sărbătorită și la Sinicolaul Mare. Ziua Națională a României a fost inaugurată cu dezvelirea monumentului eroului necunoscut din fața Școlii Generale numărul 1 Teodor Bucurescu. De mai bine de o săptămână a început distribuirea de ajutoare din partea Uniunii Europene. Nu toate produsele sunt disponibile, dar până la finalul anului lista va fi completă, iar beneficiarii le pot ridica. La Sinicolaul Mare, manifestările de Ziua Națională au început cu dezvelirea în fața Școlii Generale numărul 1 Teodor Bucurescu a noului monument dedicat eroilor români care au luptat pentru apărarea statului național și depunerea de coroane. Vremea bună a adunat încă de la orele 10 ale dimineții sârmiclăușeni, oficialități locale și reprezentanți ai celor mai importante instituții din oraș. Orașul Sinicolaul Mare poartă anul acesta sigla de oraș cultural, motiv pentru care, în decursul celor 12 luni, primăria a reușit să valorifice diferite clădiri și, de asemenea, să dezvelească monumente ale personalităților marcante din oraș din decursul anilor. Mă bucur foarte mult că am reușit în acest an de Ziua Națională a României să dezvelim un monument frumos, monumentul eroilor din Sinicolaul Mare. În al doilea rând, mă bucur foarte mult că de la an la an tot mai multă lume și tot mai mulți reprezentanți de instituții, asociații, școli, grădinițe participă și sigur că cred că evenimentul a fost, să zic așa, la cel mai înalt nivel. De aceea aș vrea să mulțumesc din suflet tuturor celor care au participat astăzi la acest eveniment la Sinicolaul Mare. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui monument a eroilor, un monument care probabil va dăinui sute de ani în Sinicolaul Mare de acum încolo. Și așa cum am spus, deviza noastră în acest an este istorie, tradiție și cultură. Practic și evenimentul din acest an a fost încadrat în această deviză, la capitolul istorie. Aș vrea la final să urez tuturor celor din Sinicolau, tuturor românilor din țară, tuturor românilor din străinătate, pentru că mulți români din Sinicolau locuiesc în străinătate, să le urez multă sănătate, multe bucurii, multă fericire și, bineînțeles, din tot sufletul, numele meu, a Primăriei, a Consiliului Local, la mulți ani tuturor! Monumentul dedicat eroilor români are o conotație deosebită pentru Sinicolaul Mare. Această statuie, acest monument al eroilor, are un mic secret în spatele ei. Secretul constă în faptul că atunci când am discutat cu domnul Ardeleanu Aurel, cel care a fost artistul care a realizat această statuie, am încercat să facem o surpriză unui veteran de război din Sinicolaul Mare, care astăzi încă este în viață. Este vorba de domnul Cărpinișan Petre, Nea Petre, cum îi spunem noi, care la vârsta de 92 de ani încă este activ alături de oraș, încă reprezintă Asociația Veteranilor de Război. Practic la Sinicolaul mai avem doar doi veterani de război. Este vorba de domnul Pesecan și domnul Cărpinișan și am încercat să-i facem o surpriză în sensul în care am obținut de la dânsul niște poze din tinerețe, iar trăsăturile acelui soldat care practic reprezintă monumentul eroilor sunt trăsăturile feței și a uniformei de pe vremea când Nea Petre era soldat. Cred că este un lucru corect care l-am făcut astăzi pentru dânsul. Acești oameni merită prețuirea noastră, pentru că mulți dintre ei chiar și-au dat viața pentru ca noi astăzi să trăim liberi într-o țară unită. Reprezentanți ai importantelor instituții din oraș au fost prezente la depunerea de coroane. Thank you.
România se confruntă cu o perioadă de tranziție, totuși prezența populației la depunerea de coroane denotă faptul că românul este patriot. Ce credeți? Mai sunt patrioți în România? Eu zic că da, dacă ăștia tineri nu sunt atât de patrioți, noi totuși suntem. Nouă ne-a rămas patriotismul. Ce ar trebui să facem ca să-i îndreptăm pe tinerii noștri spre patriotism? Nu știu, în primul rând, școala este prima care ar trebui să insufle acest sentiment. Și alături de școală, familia. Copilul copiază pe mamă, copiază pe mamă, pe tată, învățătoarea, profesorul și pe urmă cei de pe stradă. Puțin, eu sunt militar de profesie, dar patriotismul începe să dispară. Generația mea a fost în stare și în stare și acum să-și dea sângele pentru patrie și pentru bunăstarea poporului român, dar noi am avut altă educație. Probabil că mai sunt, dar mai puțin. Anul acesta, data de 1 decembrie, comemorează 95 de ani de la Marea Unire, unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România. Ziua Națională a României a fost sărbătorită tradițional la Sfântul Nicolae Mare, duminică dimineața, începând cu orele 11 și în acest an, în zona pieței agroalimentare, mii de oameni au fost prezenți la tradiționala fasole cu cârnați și un pahar de vin fiert. Pregătirile pentru acest fast au început încă de la orele 5 ale dimineții, iar până aproape de ora 13, cazanele care erau pline ochi cu fasole erau deja goale. Vremea bună a adunat în zona pieței agroalimentare cetățenii dornici de o porție de fasole cu cârnați pregătită de cei mai iscusiți bucătari din oraș. Cum vi se pare inițiativa? Bună, bună, foarte bună. Ați avut ocazie să gustați din fasole? E mai bună ca acasă. Îi mulțumim la domnul primar. E bine, foarte bine. La cazan se face fasolea foarte bună. Fasolea a fost foarte bună, minunată, să le dea Dumnezeu sănătate cine a avut inițiativa și cine a muncit la ea. Foarte bună a fost, trebuia mai mult cârnat, dar foarte bună a fost. Fasolea a fost excepțională de bună, ca acasă nu e atât de bună, ca aici, că e la cazan, a fost super, super, super. Deci la gust și la cantitate, deci nici nu mai puteam să mănânc mai mult. Super faină, super faină, deci fără comentarii. Fără să comentăm ceva rău. Foarte fain, foarte. Din toate punctele de vedere. Ați gustat fasolea? Acum, la o masă, imediat să prind un loc. Păi cred că e super. Primăria orașului organizează anual asemenea evenimente, iar impactul este unul admirabil. An de an sunt prezenți din ce în ce mai mulți cetățeni. În așteptarea sărbătorilor, orașul de pe Aranca a fost încet, încet împodobit cu aranjamente din crenguțe de brad, clopoței, steluțe, luminițe și ghirlande. Anul acesta, data de 1 decembrie, a fost după amiaza când întregul oraș a fost iluminat de mii de beculețe spre bucuria și încântarea sutelor de oameni veniți în centrul orașului. Ca în fiecare an, la Sfântul Nicolae Mare, sărbătorile de iarnă sunt vestite de aprinderea de beculețe, vinul fiert la cazan, urările de sărbători din partea primarului Dănuț Groza și tradiționalul concert din fața primăriei. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Vreau să vă urez tuturor celor din Sfântul Nicolae, vreau să urez tuturor românilor care locuiesc în țară, dar vreau să le urez în mod special și românilor care nu locuiesc în țară, ci locuiesc în străinătate sau lucrează în străinătate, pentru că și noi avem cazuri în Sfântul Nicolae Mare, să vă urez multă sănătate, multe bucurii, să vă urez să fiți mândri că locuiți în acest oraș și să fim mândri că suntem români, alături de tradiționalul La Mulți Ani. În continuare, v-am pregătit o surpriză, un program artistic aici în față, cu muzică populară, câteva colinde, renumiți soliști care au fost aduși pentru dumneavoastră și de aceea vă doresc în continuare o seară minunată tuturor.
La mulți ani, Sfânt Nicolaul Mare! Sunt miclăușenii, cu mic, cu mare, s-au adunat în fața primăriei încă de la orele 17:30 în așteptarea iluminatului ce vestește venirea sărbătorilor de Crăciun. Vă place centrul orașului? Da! Ce vă place cel mai mult? Luminițele! Da? Și ce aștept să primești de la Moș Crăciun? O păpușă care zboară. Îmi place foarte mult. Ce-ți place cel mai mult? Luminile, atmosfera, totul. Foarte frumos. E prima dată când vin aici, să știi. Da. N-am mai fost. Această sărbătoare a devenit deja o tradiție la Sfânt Nicolau, aprinderea iluminatului festiv de Crăciun. Mă bucur foarte mult că participă în fiecare an mulți cetățeni din oraș. Practic asta ne dă, să zic, energia de a merge mai departe și de a organiza astfel de evenimente pentru oameni. O zi încărcată, o zi plină de evenimente și cel mai important lucru este că aceste evenimente sunt organizate într-o zi de mare sărbătoare, 1 decembrie. La mulți ani tuturor! Orașul Sfânt Nicolaul Mare va fi împodobit în sărbătoare până la finele lunii ianuarie. Sfântul Andrei a fost sărbătorit sâmbătă 30 noiembrie în Biserica Ortodoxă. Peste 600.000 de români și-au sărbătorit onomasica de Sfântul Andrei. Un document important despre viața Sfântului Andrei este Evanghelia după Ioan, care menționează că acesta ar fi fost întâiul ucenic al lui Ioan Botezătorul. Ioan i-a spus să-l urmeze pe Iisus din Nazaret, devenind astfel și cel întâi chemat. Conform tradiției, în unele zone ale țării, în această noapte se desfășoară cea mai importantă acțiune, păzitul usturoiului. Fete și flăcăi veghează și petrec tocmai pentru ca usturoiul să capete calitățile necesare pentru a-i proteja împotriva primejdiilor. Sunt multe superstiții legate de noaptea de Sfântul Andrei. Cele mai multe au legătură cu revolta, cu măritișul, dar și cu protecția împotriva spiritelor rele care bântuie printre cei vii. Biserica Ortodoxă Română sărbătorește la data de 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, deși ne aflăm în prim post al Crăciunului, Sfântul Andrei este sărbătorit ca personalitate marcantă în istoria creștinismului român. Iată-ne astăzi, 30 noiembrie, Biserica ne cheamă să ne reamintim despre și să le reamintim în fața noastră pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul poporului român. Sfântul Apostol Andrei este printre primii chemat la înaltea treaptă a apostoliei și el este cel care, așa după cum știți și dumneavoastră și toți cei care ne privesc, a propovăduit cuvântul Mântuitorului în Știția Minor, adică în Dobrogea de astăzi, pe malul Mării Negre, acolo unde se află și minunata peșteră în care s-a odihnit Sfântul Apostol Andrei. Pentru noi și pentru toți cei care credem în puterea Sfinților de Dumnezeu purtători și acestor persoane alese de Dumnezeu, nu este decât prilej de bucurie. Pe de o parte, prin faptul că a trăit în vremea Mântuitorului și pe de altă parte, faptul că a acceptat de bună voie să calce pământ românesc și cuvântul lui Dumnezeu pe care noi astăzi, la mai bine de 2000 de ani, îl propovăduim în Biserica cea vie a lui Hristos, nu face decât să deschidă pentru noi, așa cum spunea Părintele Stăniloae, adevărate orizonturi duhovnicești în care să înțelegem și să transmitem mai departe tuturor faptul că avem bucuria să îl preamărim astăzi pe Sfântul Apostol Andrei. Un document important despre viața Sfântului este Evanghelia după Ioan, care menționează că acesta ar fi fost întâiul ucenic al lui Ioan Botezătorul. Ioan i-a spus să-l urmeze pe Iisus din Nazaret, astfel devenind și cel din tâi. Potrivit unor surse istorice, după moartea lui Iisus, la care a fost martor, apostolul a mers în pelerinaj prin Asia Mică, apoi a trecut în peninsula balcanică, prin teritoriul Turciei de azi, ajungând în final în Dobrogea. Forumul German împreună cu elevi de la Generala numărul 2 Nestor Oprean și invitați de onoare ai localității Burgkirchen din Germania au început, deși puțin mai repede, să sărbătorească venirea lui Moș Nicolae. Weekendul trecut, un Moș Nicolae venit tocmai din Germania împreună cu prietenul lui Krampus, un personaj nelipsit de la această sărbătoare, au întâmpinat copiii din cadrul secției germane de la cei mai mici până la cei de clasa a 8-a.
De mai bine de 15 ani, localitatea San Nicolaul Mare, prin Forumul German, este în strânsă legătură de prietenie și colaborare cu localitatea Burgkirchen din Germania. Anul acesta, cadourile Moș Nicolae și Krampus au venit tocmai de acolo. Wir kommen aus Burgkirchen. Venim din Burgkirchen și aducem copiilor cadouri, iar prin aceste lucruri încercăm să arătăm care este scopul lui Moș Nicolae în Germania. Nu, venim tot la 2 ani în Nicolaul Mare și organizăm evenimente de Moș Nicolae pentru copiii de grădiniță, dar și pentru cei de clasa 1 până la clasa 8. Pe lângă sărbătoarea de Moș Nicolae, am venit și cu melodii tradiționale sărbătorilor și adventului. O să rămânem în Nicolaou doar pentru câteva zile, dar ne vom întoarce. În credința creștină germană, alături de Moș Nicolae este întotdeauna prezent și Krampus. Krampus ține într-o mână un băț sau unuia cu care amenință copiii care nu s-au purtat frumos sau nu și-au făcut lecțiile. Sfântul Nicolae nu îl lasă însă niciodată pe Krampus să se atingă de copii. Atunci când copiii promit că vor fi buni și silitori, Sfântul Nicolae îi răsplătește cu cadouri. Krampus vine întotdeauna cu lanț și mătură ca să-i sperie pe copiii neascultători. Evenimentele s-au desfășurat pe întregul weekend. Sâmbătă, pentru a întâmpina adventul, reprezentante ale delegației germane au încântat cu melodii specifice sezonului persoanele prezente. Brennende Lichter, frohe Gesichter, leuchten in den Wind. În replică, elevii secțiilor germane ale Școlii Generale numărul 2 Nestor Oprean nu s-au lăsat mai prejos. In den Herzen wird's wahr, stillschweig Kummer und Hart. So geht des Lebens verhalt, freue dich, Christkind, komm bald. Moch Kratschun, Moch Kratschun, die Bătrân se povestește, când toți anii negreșiți, Moș Crăciun privea sosește, niciodată n-a lipsit. Sărbătorile care bat la ușă sunt un motiv de bucurie pentru toți cei prezenți în sânul Forumului German. În fiecare an sărbătorim așa în mod tradițional, cum a fost cândva la populația șobească din San Nicolaou, venirea lui Moș Nicolae. Și am profitat de prezența oaspeților noștri din Burgkirchen, fiindcă am importat, să zicem așa, un Moș Nicolae original, care sperăm că măcar la cei mici nu a fost recunoscut și care a fost însoțit și de un alt personaj foarte tradițional, dar astăzi nu prea mai știu copii cine este, Krampus. Deci este opusul lui Moș Nicolae, care vine și el pe lângă Moș Nicolae ca să le atragă copiilor atenție că nu se primesc numai cadouri când un copil nu a fost cu minte, poate să primească și un băț sau poate să fie legat cu lanț de picioare și tras cu acel Krampus. Cei de la grădiniță s-au speriat puțin, deși ei nu cunosc semnificația lui Krampus, dar când au văzut că și-a aruncat și lanțul și bâta, s-au liniștit. Sărbătorile de iarnă sunt vestite de prezența adventului, o coruniță îmbrăcată în crengi de brad pe care sunt montate 4 lumânări. În fiecare duminică se aprinde câte o lumânare ca semn că o săptămână până la întâmpinarea nașterii Domnului a trecut. Perioada adventului este dedicată împodobirii și înfrumusețării locuinței pentru pregătirea darurilor de Crăciun și a dulciurilor specifice acestui sezon. Asociația Seniorii Sân Miclăușeni împreună cu Primăria Orașului și Consiliul Local au fost încă o dată la înălțime.
cei peste 1100 de pensionari, membri ai Asociației Seniorii în Miclăușeni, au avut parte de un concert de colinde și dansul populare române, germane, maghiare, sârbe și bulgare cu ocazia întâmpinării sărbătorilor de iarnă. Evenimentul s-a desfășurat miercuri 4 decembrie, începând cu ora 14 în sala de sport Ioan Morar din Sân Nicolaul Mare. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia, chip luminos, lăudați și cântați și vă bucurați. Lăudați și cântați și vă bucurați. Pensionarii orașului Sân Nicolaul Mare, membri ai Asociației Seniorii Sân Miclăușeni, se bucură de mai bine de 5 ani de diferitele evenimente organizate în cinstea lor. De la tradiționalele cadouri pentru sărbători până la excursiile de o zi și, bineînțeles, balul pensionarilor, coordonatorii asociației împreună cu primăria și consiliul local transformă aceste evenimente într-un adevărat festin. Sfârșitul evenimentului, evenimentul a fost foarte reușită și a fost o atmosferă foarte plăcută, surprize foarte plăcute iară pentru pensionari cu formațiile de dansuri de toate neamurile, cum s-ar zice, și au fost plăcut surprinși și a ieșit foarte bine. Deci acum să iasă afară, fiecare își primește pachetelul și văd că într-adevăr a fost foarte, foarte reușită. Pentru buna organizare și desfășurare a evenimentelor, echipa de voluntari din cadrul PDL Tineret sunt tot timpul prezenți și gata să dea o mână de ajutor. Luna decembrie a fost destul de încărcată în ceea ce privește evenimentul de astăzi. Vreau să zic că este un eveniment de succes, ca întotdeauna, nu putea să fie altcumva la Sân Nicolaul Mare. Am organizat absolut tot ce ține de capitolul de organizare, folie pe sala de sport, făcut obradului, pachetele, organizat absolut tot, tribune, tot ce vedeți aici, totul am făcut împreună cu organizația de tineret. Vreau să mulțumesc tinerilor pe această cale din suflet, pentru că sunt alături de mine și știu că o să fie și în continuare alături de noi și de echipa domnului primar. Asociația Seniorii Sân Miclăușeni a depășit anul acesta cifra de 1500 de membri plătitori, semn că celor trecuți de o vârstă le plac activitățile demarate în decursul fiecărui an. Foarte frumos, foarte bine organizat, avem un primar foarte bun. Foarte frumos, mulțumim foarte la toată lumea. Suntem fericiți că a fost foarte frumos, da, foarte frumos, foarte frumos din toate privințele. Și muzică. Vă mulțumim frumos, la revedere, o zi bună. Foarte frumos, foarte frumos, din toate punctele de vedere. Mi-a plăcut întotdeauna, dar parcă anul ăsta a fost și mai frumos. Prezent la evenimentul desfășurat miercuri în sala de sport Ioan Morar, printre invitații de onoare a fost și primarul orașului Jimbolia, postelnicul Adrian Darius, care se pare că își dorește o asemenea asociație și în orașul său. În fiecare an, în seara de 5 decembrie, copiii știu că trebuie să-și lustruiască ghetuțele sau cizmulițele pentru că Moș Nicolae va trece pe la ei să le aducă daruri celor cu minți. Celor neascultători, Moș Nicolae le aduce o nuielușă pentru a-i atenționa să-și asculte părinții și bunicii. Conform tradiției lui Moș Nicolae, îi este suficient să se uite prin ferestre ca să-și dea seama dacă un copil a fost cu minte sau nu. Creștini din întreaga lume îl prăznuiesc la 6 decembrie pe Sfântul Ierarh Nicolae, unul dintre cei mai populari sfinți, în cinstea căruia credincioși au înălțat în timp mii de biserici. Sfântul Nicolae este reprezentativ pentru toți creștinii, pentru tot aceia care așteaptă cu nerăbdare această binecuvântată zi duhovnicească în care ne bucurăm să-l prăznuim în bisericile noastre. Ziua de 6 decembrie, așa cum ați spus, este prezentă nu numai pentru orașul nostru, pentru că este purtătorul de grijă al orașului, ci este purtătorul de grijă al nostru, al creștinilor. Și în general, a celor mici, pentru că cei mici așteaptă pe Sfântul Nicolae în ajun să vină și să le umple cizmulițele cu toate cele bune în această viață pe care eu trăiesc. Sigur că
Noi cei mari care am depășit aceste momente, așteptăm puterea Sfântului Ierarh Nicolae să vină peste noi și să ne învrednicească de binele pe care El l-a lăsat pe pământ. Moș Nicolae este preferatul copiilor. Conform tradiției, în seara de 15-6 decembrie, micuții își curăță ghetele și cizmulițele și le pun în geam pentru a primi cadouri și dulciuri. Ce ai primit tu de Moș Nicolae? Am primit o carte de istorie și un pluș și... Un pluș pe care îl cheamă cum? Aiurel. Aiurel, din desen. Și ai primit cumva și un bețișor? Da. Asta înseamnă că n-ai fost chiar așa cu minte? A fost cu minte, dar să mai întâmplă acum să primească și bețișor. A fost Moș Nicolae la tine. Dar uite-te, mami, ce răspunde. Dulciuri și jucării. Ce-ți adus? Dulciuri și jucării. Și bățișor ai primit băț? Nu. Înseamnă că ai fost cu minte. Mami? Da, a fost foarte cu minte. Ai fost cu minte de Moș Nicolae, ai primit cadouri în papucei. Ce ai primit? Da, înțeleg, bă. Mai ce ai acolo? Ce ai primit de la Moș Nicolae? Dulciuri? Spune-mi. Dar ce ai primit? Hai, dar nu știu ce. O betonieră. Ce ai primit tu de la... O betonieră. O ce? O betonieră? Ce e aia betonieră? O mașină care face ciment. Aolea, și mai ce? Și ciocolată. Ai primit și bețișor? Spune-mi, nu că a fost cu minte. N-ai primit? Înseamnă că ai fost cu minte. Și tu? Ce ai primit? Un escavator. În tradiția populară, Sfântul Nicolae este protectorul comercianților, al călătorilor, marinarilor, fetelor nemăritate și sărace, al mireselor și mai ales al copiilor mici și al școlarilor. În iconografie, Moș Nicolae este înfățișat călare pe un cal alb, purtând o barbă albă bogată, iar când o scutură peste pământ, cad fulgi de nea. Atunci, în popor se spune, iată, a întinerit Moș Nicolae. Primăria orașului, încă de mai bine de 2 ani, a reușit să acceseze fonduri europene sau să aloce bani din bugetul local și astfel să demareze proiecte importante atât la infrastructura străzilor, canalizărilor, dar și la înfrumusețarea spațiilor verzi. Deși nemulțumitoare pentru majoritatea cetățenilor din oraș, totuși, soluția de a scoate pomii vechi și prunii din fața casei se pare că a fost o soluție bună. Orașul Sfânt Nicolaul Mare a purtat în anul 2012 numele de oraș verde, iar pentru această titulatură a fost nevoie de muncă zilnică și dragoste pentru natură. Și anul acesta primăria orașului a investit în înfrumusețarea spațiilor verzi, reușind să aducă străzi întregi și zone de recreere la standarde europene. Am plantat 910 pomi pe străzile Eminescu, Crișan și Emurgu. Sunt complet plantate acum, în acest moment. Am rămas cu un surplus de plantani. I-am plantat pe strada Republicii, pe partea de la poștă spre giratorul de la fabrica de cerapi. Proiectele ce țin de sectorul de spații verzi nu se opresc aici. Sperăm pentru la primăvară să plantăm în continuare străzii Eminescu, și anume strada Alba Iulia, și zona de blocuri, zona panselelor și Republicii, și sperăm și zona Gheorghe Lazar. Locuitorii străzilor unde au fost deja plantați pomi sunt rugați să fie atenți la dezvoltarea acestora și să sesizeze persoanele împuternicite din sectorul de spații verzi în cazul în care aceștia nu se dezvoltă corespunzător. Să aibă grijă să nu fie rupt, să nu fie deteriorat. Dacă cumva văd că tutorii au de suferit, eu știu, din pricina vântului sau din diferite motive, să, ori să ne anunțe, ori să încerce să rezolve ei problema, dacă nu e așa o problemă gravă. Dacă cumva se dezleagă, eu știu, pomul de scândurica care îl susține, pot să-i lege. Dacă vor în primăvară, pot să văruiască pomii, nu e nicio problemă, chiar îi sfătuim să facă acest lucru.
Și cât despre tunderile și de corecția a pomilor, asta ar fi foarte, foarte bine să ne lase pe noi în primăvară să facem prima tundere pentru a forma coroana corectă a pomului. Iar apoi vom vorbi în parte cu fiecare dintre cetățenii care au pomi la stradă și îi vom mai îndruma un pic spre îngrijirea acestor pomi. Primăria orașului, împreună cu angajații de la Spații Verzi, continuă lucrările de înfrumusețare a orașului, deși iarna bate la ușă, proiecte pentru anul 2014 sunt deja în discuții. Încă o șosea principală a orașului începe să prindă contur. Vorbim de strada Crișan, unde mai zilele trecute s-a trecut și la asfaltare. Marele proiect de reabilitare și modernizare a infrastructurii orașului a cuprins și această zonă. Aici s-a trecut la asfaltarea șoselei, mai exact ultimul strat de binder. Pe acest sector s-a lucrat intens la toate departamentele, de la spații verzi, canalizare, apă pluvială, până la infrastructura stradală. Proiectul de reabilitare și modernizare a infrastructurii orașului se extinde pe mai multe zone din oraș. Deși iarna bate la ușă, lucrările nu par a lua sfârșit. După o perioadă lungă de așteptări, de lucrări, a ajuns și Crișan încet, încet să arate o stradă civilizată în S. Nicolae Mare. Curiozitatea cetățenilor este mare. Majoritatea privesc din porți la muncitorii care lucrează zilnic, lăsând în urma lor rezultate favorabile. O fi bine. Asta așteptăm și să termine odată. Apoi, o fi frumos, nu? Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Dacă era cum era înainte, când am fost eu, am intrat în serviciu în 50, dacă m-a dus de la vecinul ăsta pasat drum, a trebuit să-mi pun ulei. Cine s-a gândit la timp că vine acum asfaltul aici, pe strada asta? Și nu numai pe asta, pe Uituz, era niște grupoaie, dar ce era să faci? Da, așa au fost vremurile. Foarte bună, veniți bucuros, super, ne mândrim cu primarul care îl avem, fiindcă dă rezultate așa cum poate, că asta e situația, nu putem nici mai mult, nici mai puțin și doresc să fim sănătoși și să mai facem și altele mai bune și mai noi. Datorită acestui mare proiect demarat în orașul nostru de mai bine de 2 ani, cetățenii se pot bucura în sfârșit de un viitor oraș european. Peste 80 de kilometri de trotuare au fost pavate, 80% din S. Nicolae Mare va fi în curând legat la rețeaua de canalizare și nu în ultimul rând, după ani lungi de așteptări, orașul nostru va avea o stație de epurare a apei funcțională. Deși ne aflăm la sfârșit de an, lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere locale continuă. În S. Nicolae Mare, în urmă cu câteva zile, au fost licitate încă câteva zone care necesită îmbunătățiri. Acest proiect este finanțat din bani alocați de la bugetul local și are valoare de peste 5 milioane de lei. Noua licitație prevede mai multe străzi, acestea, în funcție de infrastructura existentă, vor beneficia de îmbunătățiri. În luna noiembrie a fost licitat încă un proiect de modernizare a infrastructurii rutiere în orașul S. Nicolae Mare, un proiect finanțat în totalitate din bugetul local al orașului S. Nicolae Mare, în valoare de 4.900.000 de lei, care prevede reabilitarea următoarelor străzi: Nicolae Bălcescu, Gheorghe Șinca, Ștefan cel Mare, Belșugului, Cuza Vodă, Nufărului, Negru Vodă, Andrei Șaguna, pe tronsonul de la strada Horia la strada Eftimie Murgu, 16 decembrie și Petru Maior. Pe aceste străzi, în funcție de infrastructura existentă, pentru că sunt străzi care sunt deja asfaltate, acolo unde este asfalt, vom interveni numai la trotoare, accese sau unde este cazul la șanțurile pluviale. În cadrul acestui proiect țin să precizez că se vor executa doar șanțuri pluviale înierbate. Deci pe străzile enumerate mai devreme, în funcție de infrastructura existentă, au fost prevăzute lucrări de natură să aducă străzile la același nivel cu străzile noi deja executate recent, vorbim de 9 mai, deci toate străzile vor arăta ca strada 9 mai sau cel puțin vom încerca să le aducem la același nivel ca strada 9 mai, strada Decebal, care au fost reabilitate recent din proiectul mare de reabilitare infrastructurii urbane.
Astfel, fiecare stradă mai sus amintită va beneficia în funcție de infrastructura existentă, de trotuar din pavaj, accese la proprietăți cu podețe, șanțuri înierbate pentru scurgerea apelor, precum și reabilitarea tramei stradale, unde este cazul, deci asfaltarea lor. Pe strada Șincai, întreaga vară s-a lucrat. Au fost schimbate conductele de apă și canal, iar acum se lucrează la trotuare. În zona blocului din strada Șincai se vor executa și parcări, se vor executa o zonă de parcări în partea dreaptă a blocului, pe latura dreaptă a blocului și una pe latura stângă a blocului, acolo unde trenul ne permite, pentru că în fața blocului nu putem să mai amenajăm parcări, deoarece strada este foarte îngustă și acum au fost introduse și utilitățile, canalizarea, apa, și datorită faptului că sunt foarte multe utilități, nu putem să amenajăm parcări în fața blocului. Lucrările de pe străzile sus menționate se vor extinde până anul viitor, iar oficialitățile din cadrul primăriei asigură cetățenii că în cel mai scurt timp posibil, din fonduri locale sau din fonduri ale Uniunii Europene, orașul va deveni un adevărat oraș european. Asociația Pescarilor Aranca San Nicolaul Mare a început de mai bine de 2 săptămâni un proiect de populare cu pești. Dacă acum 2 săptămâni Asociația Pescarilor a adus în zona orașului peste 600 de kilograme de pește, săptămâna aceasta aproape 1500 de kilograme de puiet au intrat în balta din spatele FNC-ului și canalul Aranca. Cele peste 2000 de kilograme de pește băgate în decursul a 3 săptămâni în apele din jurul orașului San Nicolaul Mare dau un motiv de bucurie iubitorilor sportului cu firul întins. S-a populat pe canalul Aranca în jur de 630 de kilograme de amur pentru să distrugă vegetația, tot planton, tot ce este în apă pe zona orașului, să fie puțin mai curat, mai fără vegetație. Și în jur de 800 și ceva de kilograme, aproape de 900 de kilograme, am băgat crap de pescuit pe balta din spate de la FNC-ul. În această perioadă, cetățenii sunt atenționați că zona orașului San Nicolaul Mare este în prohibiție. Pe toată lungimea orașului, de la pod, de la jos din Sighet, de unde s-a pus gardul, pe toată lungimea orașului este prohibiție pentru a se acomoda, a se așeza, să intrăm în primăvară anul ce vine, să intrăm, ei să fie învățați să mănânce și să își înceapă activitatea pentru ce au fost băgați. Țin să mulțumesc totodată primăriei orașului San Nicolaul Mare și conducerii pentru banii acordați, care ni s-au acordat anul acesta. Asociația Aranca San Nicolaul Mare sprijină iubitorii acestui sport și încearcă în decursul anului să organizeze diferite acțiuni și concursuri. Șomeri pensionari cu pensii sub 400 de lei pe lună și alte persoane defavorizate din San Nicolaul Mare își pot primi ajutoarele din partea Uniunii Europene. Acțiunea a fost demarată încă de la începutul săptămânii trecute. Nu toate produsele sunt accesibile momentan, dar până la finele săptămânii viitoare se preconizează că vor fi prezente în orașul nostru. Momentan, persoanele care se încadrează se pot deplasa la hala fostului depozit Coca-Cola, unde își pot ridica zahărul, făina, zacusca și uleiul din stocurile de intervenție ale Uniunii Europene. Biroul de asistență socială din cadrul primăriei a demarat proiectul de distribuire a ajutoarelor de la Uniunea Europeană. Deși nu toate produsele sunt aduse în depozit, cu siguranță acestea vor ajunge până la finalul anului. Din 25 noiembrie 2013 se distribuie ajutoarele de la Uniunea Europeană pentru următoarele categorii de persoane care vor beneficia: pensionari cu pensie până la 400, șomeri care se află deja în șomaj până la finele anului 2013, persoanele cu handicap și beneficiarii de ajutor social sau legea 416, cum mi se spune normal.
Produsele care se află în depozit în acest moment, depozitul situat pe strada Belșugului numărul 20, sunt făină, zahăr, ulei și zacuscă. Pe fiecare zi se distribuie aceste produse, începând de luni până joi, iar actele necesare sunt. Pentru șomeri sunt copie de pe carnetul de șomer, cuponul de șomaș și buletinul în copie. Pentru persoanele cu handicap, certificatul de persoană cu handicap în copie, cuponul de pensie și buletinul în copie. Pentru beneficiarii de ajutor social, doar copie de pe buletin, iar pentru pensionari, copie de pe cupon și de pe buletin. Programul de distribuire al acestor produse este de luni până joi, începând cu orele 9-13. Beneficiarii acestor ajutoare sunt recunoscători și spun că le sunt de folos. Aceste ajutoare vă sunt binevenite? Da, sigur, ne bucurăm. În tătanul ne dă așa, toamna pe la. Ne bucurăm de ele. Să vă fie de bine. Orice ne dă e bun și ne bucurăm că pensia e mică. De când e mic, e bine și așa. Cantitățile de produse distribuite diferă în funcție de categoria din care fac parte beneficiarii. Antreprenorii localității Sânt Nicolaul Mare și cei care colaborează cu primăria orașului au fost invitați duminică seara 1 decembrie, începând cu ora 19, la Sala Mare a Castelului Naco, motivul principal al acestei întâlniri fiind de socializare. Această manifestare este la a doua ediție, dovedindu-se a fi un succes, dovadă sunt persoanele de afaceri venite în număr mult mai mare decât la precedenta întâlnire. Evenimentul s-a desfășurat într-o ambianță amicală, cu un pahar de șampanie și gustări reci, alături de reprezentanța ai primăriei și primarul Dănuț Groza. Așa cum am observat la nivelul întregului oraș, de la an la an, la evenimente participă tot mai mulți oameni. Mă bucur din suflet că și în această seară suntem mai mulți decât anul trecut. Anul trecut era prima ediție a acestei întâlniri. Am dorit foarte mult într-o zi de mare sărbătoare, în ziua de 1 decembrie, Ziua Națională a României, să încercăm să ne întâlnim aici sus, în Sala Mare a Castelului, reprezentanța instituțiilor publice, patronii firmelor din Sânt Nicolau, reprezentanța asociațiilor din Sânt Nicolau Mare. Surpriza a venit tot din partea primăriei, care a pregătit o scurtă prezentare a realizărilor din orașul nostru în decursul anului 2013. Atracția serii a venit din partea fotografului Doru Moldovan, care a prezentat o expoziție foto cu imagini din localitatea Sânt Nicolaul Mare. Antreprenorii orașului, împreună cu invitații de onoare, la plecare au primit în semn de mulțumire un calendar cu imagini foto pentru anul 2014. Urmărim știrile din sport. Cel de-al doilea turneu al seriei H din campionatul național de junior 2 la handbal băieți, disputat în weekendul trecut lângă Timișoara, a adus tinerilor sânt-miclăușeni două victorii, reușind astfel să se mențină în rândurile fruntașe din clasament. Cele patru echipe competitoare în această serie sunt LPS Banatul Timișoara, CSS Lugoj, Liceul Teoretic Traian Vuia Reșița și băieții de la Unirea Sânt Nicolaul Mare. În prima etapă din cadrul turneului, disputată sâmbătă 30 noiembrie, echipa Unirea Sânt Nicolaul Mare a întâlnit LPS Banatul Timișoara. Meciul echilibrat a adus motiv de bucurie tinerilor sânt-miclăușeni. La finalul celor 60 de minute regulamentare de joc, Unirea Sânt Nicolaul Mare reușind prima victorie, scor final 27-29. Cea de-a doua etapă din cadrul campionatului a fost disputată duminică 1 decembrie. Echipa Unirea Sânt Nicolaul Mare reușind să aducă încă o victorie în palmaresul lor. Meciul disputat împotriva celor de la Clubul Sport
sportiv școlar Lugoj, finalizându-se cu scorul de 29-22. Junior 2 Unirea S. Nicolaul Mare nu s-au mai putut impune în fața celor de la liceul Traian Vuia Reșița, cea de-a treia etapă disputată tot duminică 1 decembrie, încheiindu-se cu scorul de 43-33, învingători fiind, spre tristețea băieților sânmiclăușeni, băieții de la liceul teoretic Traian Vuia Reșița. Cea de-a doua etapă a turneului seriei H din campionatul național de junior 2 handbal băieți clasează echipa Unirea S. Nicolaul Mare pe un binemeritat loc 2, urmați fiind de echipele CSS Lugoj și LPS Banatul. Urmărim informațiile despre vreme. Sfârșitul acestei săptămâni anunță vreme instabilă. Cerul va fi mai mult noros și posibile ninsori își vor face apariția. Maximele de peste zi vor oscila între 2 și 4 grade, iar nopțile temperaturile vor ajunge până la minus 3 grade. Începutul de săptămână anunță temperaturi ce nu vor depăși 4 grade ziua, iar nopțile vor fi răcoroase. Sfârșitul săptămânii viitoare anunță vreme cu cer senin, temperaturile de peste zi vor oscila între 0 și 2 grade, iar nopțile între minus 4 și minus 2 grade. Acestea au fost știrile. Rămâneți alături de noi, urmează emisiunea Oamenii Locului. La revedere!